Hei, dragilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție pe canalul meu. Mai mulți dintre voi mi-ați cerut să fac cântecul Cedar Măreții, Iisus Salvatorul sau Tot ce sunt, sunt prin harul său. Așadar, acum urmează să-l învățăm, să trecem la treabă. Ok, deci primul pas este să învățăm acordurile. Cântarea asta se cântă în do major, adică cel puțin așa o cântă în original, și așa o să învățăm și noi astăzi. Puteți să o cântați ori în do major, așa, ori să puneți capodastru pe fretul 5 și să cântați în sol major. În regulă. Deci avem nevoie de acordurile următoare. Do major, care se prinde în felul următor. Degetul 3 aici, degetul 2 aici, degetul 1 aici. Ok? Apoi sol major. Prins în felul acesta. Puteți să-l prindeți ori în felul acesta, ori în felul acesta, în funcție de cum l-ați învățat. Apoi la minor, prins în felul acesta. În cazul în care nu știți acordurile, puteți să căutați o imagine exemplificată cu ele pe internet. Ok? Și apoi fa major, care se prinde în felul acesta. Trebuie să avem grijă ca degetul 1 să ținem cum trebuie pe toate corzile. În regulă. Deci, acestea sunt acordurile de care avem nevoie. Cântarea aceasta se cântă cu ciupit, în mod normal, în video original. Și o să învățăm și noi ciupitura din acel video. Modul în care eu o fac este în felul următor. În primul rând, trebuie să învățăm că la mâna dreaptă degetele le notăm în felul acesta. 0, 1, 2, 3 și 4. Și o să ciupim corzile în felul acesta. 0, 1, 0, 3, 2, 1, 2, 3. Și se repetă aceeași chestie. 0, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Deci hai să vă arăt cum, ce înseamnă asta. O să pun acordul do major. Uite, prind în același timp și 0 și 3. Deci cam asta se face pe fiecare acord și în momentul în care se schimbă acordul, se prinde din nou și de coarda. Se folosește degetul 0 și degetul 3. Și atenție că la fiecare acord trebuie să tragem cu degetul 0 de o coardă anume. La do major tragem de coarda a doua, de sus în jos. La fa major tot de coarda a doua. La la minor tot de coarda a doua. Și doar la sol major tragem de coarda prima. Cu degetele astea facem tot pe corzile acestea. Deci tot aici rămânem cu degetele, doar degetul 0 îl mutăm la sol. Haideți să vă exemplific puțin cum se face. Deci începe cu do, fa, do, la, sol. Ok. O să cânt mai încet acum. Ok, deci în momentul în care eu am învățat să fac ciupitura, nu prea s-a sincronizat vocea cu ciupitura și cu acordurile. Deci poate o să vă ia ceva până când o să reușiți să le sincronizați pe toate împreună, dar exersați în continuare. Inițial ar fi bine să exersați până când vă iese ciupitura, să schimbați acordurile ușor, să vă asigurați că puteți să schimbați pe fiecare. Haideți să facem acum un mic exercițiu împreună. Facem pe do major, apoi pe fa major,
apoi la minor și sol major. Și ținem 4 timpi. 1, 2, 3, 4 și acum ciupim 0 și 3 la fa. 1, 2, 3, 4, la minor, 0 și 3, 1, 2, 3, 4 și acum sol. Ok, deci cam asta este cu ciupitura. Acum o să cânt prima strofă și refrenul. Și puteți să exersați împreună cu mine. O să fac intro și apoi o să intru direct în strofă. Acesta este ritmul și puteți să faceți așa de la început până la capăt toată cântarea. Însă, în cazul în care nu puteți să faceți cu ciupit sau nu vă place și vreți cu ritm, haideți să învățăm acum și cum să facem ritm la această cântare. Ok, deci după cum am mai exersat și înainte, ritmul, poate știți, acoperim acorzile cu mâna stângă, în așa fel încât nu apăsăm, să nu scoatem vreun sunet, ci doar așa, și facem în felul următor. Jos, sus, jos, sus, sus, jos. Deci ultima bătaie puteți să rămână, poate să rămână jos, sau dacă vreți să faceți puțin mai complicat, puteți să faceți jos, sus, jos, sus, sus, jos, sus, jos. Haideți să vă arăt cum are și pe do. Fa, jos, sus, jos, sus, sus, jos. Și apoi puteți să loviți puțin corzile când urcați. Deci ar fi așa, jos, sus, jos. Deci aici, la versul al doilea, puteți să băgați la minor sau puteți și să nu băgați. Cum vă este mai ok? Ok, haideți să încercăm acum să cântăm strofa cu acest ritm. Ce poate cerul să-mi dea, e bucurie.
regulă, acela este ritmul care funcționează la strofă, însă la refren ar fi nevoie de un alt ritm pe care îl facem în felul următor. Ok, hai să le exersăm. Jos, jos, sus, sus. Și aici la fel, dacă vreți varianta mai ușoară, doar faceți jos, jos sau jos, sus, jos, sus, jos, sus. Deci jos, jos, sus, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus sau jos, jos, sus, jos, jos. Ok, hai că facem ambele variante. Facem inițial cu ritmul acela puțin mai ușor. Speranța mea cântarea o aveți în videoul anterior. Am zis să fac prima dată cântarea în modul în care o cânt eu, pentru ca să puteți să aveți un oarecare reper. În cazul în care faceți cu ciupit, puteți la partea finală, la ultimul refren, de exemplu, să treceți pe ritm și să faceți ritmul pe care v-am învățat la refren. Ok, haideți să încercăm ultimul refren, pentru că acolo putem să-l facem într-un mod puțin diferit. Din moment ce este ultimul, putem să reducem din bătăi. Ok, haideți să încercăm. O să vă arăt puțin cam cum l-aș cânta. Refrenul, ultimul refren se repetă de două ori și apoi se repetă ultimul vers. Ok, o să vă arăt acum cum l-aș cânta. Credința mea dragilor, deci acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Sper că a fost îndeajuns de explicit. În cazul în care aveți anumite nelămuriri, nu ezitați să mă întrebați în comentarii. Sunt anumite întrebări la care nu o să știu să vă răspund, dar mă străduiesc să dau tot ce e mai bun și să vă explic cât pot de clar. Iar în cele din urmă aș vrea să închei cu un mic anunț.
am acceptat propunerea făcută recent de a face un video, un Q&A, în care să răspund la anumite întrebări de ale voastre. Urmează să-l fac în curând, asta dacă o să văd că o să primesc anumite întrebări de la voi în comentarii, sau puteți să-mi scrieți, dacă nu, pe WhatsApp, pe Instagram sau pe Facebook, mă găsiți cu numele pe care îl am și la canal. Toate astea fiind spuse, vă urez spor la exersat și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați să aveți grijă de voi!